Cu respect, vreau să vă arăt câteva woblere de somn care nu trebuie să vă lipsească din trusă, plus o molinetă care mi-am luat-o pentru pescuitul la staționar. Să vedeți dacă vă place și vouă. Rămâneți alături de mine în continuare. Deci am aici multe, multe woblere. Asta e majoritatea de pescuit la somn. Dar vă arăt ce iau numai cu mine, să nu mai carge în tălăul ăsta după mine. Uitați, sunt multe vorbere, sute de vorbere aici. Uite. Plus că mai am și în alte direcții, dar să vă arăt cu ce mă duc eu la pești, la somn. Ăsta e unul dintre ele. Neapărat să le schimbați ancorele când cumpărați. Ăsta se numește Dorado Alaska de 5 cm. E un wobbler crank, un wobbler de adâncime, merge până undeva la vreo 3 metri, 3 metri și ceva, depinde de curentul apei. Extraordinar, foarte mult somn. E un wobbler care prinde pești, nu pescari. După aia, Rapala RNR. Asta e un wobbler de tip, cum se numește, cam acum un lapsus, Rattling se numește. Asta e un wobbler mai, cum să vă zic, nu merge chiar pe fund, e un pic mai plutitor și îl putem trage printre ape. Îl recomand, lansat în amonte și lăsat să coboare ușor pe pietri, și încet, încet, câteodată zmucim din vârful lansetei să-i producem vibrația aia. Noi când îl zmucim, el face ceva de gen. Un wobbler cu bile ăsta. Bun. Următorul. Strike Pro Flapjack. Tot așa un wobbler de tip Rattling. Ăsta e un wobbler mai ieftin. Și ăsta e foarte prinzător. Tot așa aruncat în amonte și lăsat să coboare singur pe pietri și nu mai zmulcim, îl ridicăm din băț. Asta e o cicadă și astea le folosesc pe apă mai adâncă și astea prin pești cicadele. După aceea, uite aici, Salmo, ai, cum se numește asta, cam uitam. Bun, ăsta e Salmo Frisky, așa se numește, un wobbler de 7 cm. Astea un de supărare că trebuie să le am pe aici, uite. Astea scopiate unele de la altele, numai că ăsta are bile și ăla n-are. Ăsta e din corp din plastic cu bile și ăsta e din balsă. La amândouă există barbeta asta în trepti. Unde supărare, uite și ăsta. De la Rapala. Vedeți? Mai mic, ăsta e de 5 cm. Ăsta e Salmo, ăsta e Rapala. Ăsta e 40 de lei, ăsta e 50 de lei. Același drag, numai că ăsta are bili. Și după aia este și de ăsta, dar nu știu, trebuie să-l caut pe acolo, nu mai caut acum să descolesc tot. Este și Salmo de ăsta cu barbeta întreaptă, ca și ăsta. La toate bine care vi le-am prezentat, trebuie să schimbați ancorele și linealele, că slabe, de proastă calitate. Da. Următorul, Rapala Ripping Wrap. Ăsta are o bătaie măruntă, măruntă de tot și are multe izorgănăitori. Și ăsta e tot un wobbler de tip Rattling. Tot așa, lansat în amonte. Sau de multe ori pe ăsta am avut atac fix pe cădeare. Când o căzut în apă, deja mi-a și luat-o, dacă a fost somnul acolo în zonă. Bun. Următoarele care trebuie să le aveți în trusă. Rapala J11 și J13. Asta tot așa, lansat în amonte și pe repezie și molinat încet, foarte, foarte, foarte încet. Nu rapid deloc, nu, mai încet, încet, cât se poate de încet, că ăsta are bătaie. Ăsta e bun, mai ales toamna am prins bine cu el când trec șoareci apa după ce se culege grâu și astea, cerealele de pe hotare. La fel și ăsta. Ăsta se lansează mai bine, că are 18 grame, ăsta nu știu câte grame are, nu mi-aduc bine minte. Vreo 9 grame. Oricum, nu se lansează niciunul bine, că niciunul nu e aerodinamic. Bun, cam astea, gumele, astea de la Relax Copito,
de 7, de 8, de 9 cm, de cât mai sunt. Și cam astea. Restul, astea sunt dubluri sau le-am pus eu să le testez. Deci astea sunt unele dintre voblerele care sigur prind somn. Să nu vă mai cumpărați toate drăciile și toate prostiile, că ajunge să aveți, uitați cum am și eu pe aici cutii întregi de ale și uite, numai voblele de somn sunt aici. Le porți de-am pic și după tine că nu prinzi după aia, știi cum e. No, bun. Haide să vă arăt și molineta care mi-am achiziționat-o. Uite aici. Silu Pro, o molinetă de 7000. Mie nu îmi trebuie mai mare, că eu nu dau după monștri. Las pe alții să prind monștri. Eu mă descurc și cu astea. Da. O molinetă cu corp full metalic, în interior are angrenajele de inox, mânerul, după cum vedeți, stai, că cam greu că n-am hamul la mine să filmez cum trebuie, se înfiletează în corp, nu-i de ăla cu piulița aici, știți? Să o strângem de aici, asta se înfiletează direct aici în corp. Asta ne ajută foarte mult că scăpăm de jocurile molinetei. Hai să vedem cum să-l învârt, eu să vă arăt. Uitați, așa s-a învârtit. Uitați. N-are niciun joc, nimica, o molinetă robustă, o frână bună, uite. Și pe ea scrie Big Boy Gear. Foarte, foarte frumoasă. Și ca design. Și ca rezistență, e full metal, fir în cap de 0,45-230 de metri, deci de 0,50 în cap pe 180 de metri, ca ochiul nici nu-mi trebuie mie mai mult, eu v-am zis să las pe alții să nu vă mai luați după toate recomandările de pe internet, de scule, de par de fasole și de molinete de pescuit pe oceane, că nu aveți ce prinde cu ele. Da, e frumos în orice caz. Un knob de asta rotund, să poți pune forță pe molinetă. Ce să vă mai spun, mi-am pus, da, fir de 0,50 pe ea. Uitați ce fain pune firul și gros. Foarte frumos. Romance, poate vă interesează, nici nu știu cât are, 8+1, da. 8+1. Molineta e 500 și ceva de lei, dar e ok. O să o testez acum la deschiderea sezonului. Cam astea ar fi voblerele care vi le recomand. Cu mare drag să le aveți în trusă. Și să ne auzim cu bine. Sănătate!